ceea ce ni se vestise. Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o drastă slabă, ca o lăstar care iese din pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și în fecioara lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință. Era așa de disprețuit că se întorce în față de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași ca trei multe zile și lucrurile Domnului va prăpăși în mâinile lui. Amin. Să-ți urmezi, Iisuse, ție, până la capăt, orice ar fi. Mulțumesc pentru Golgota. Vreau cu tine, orice.
Veste sfântă minunată, veste binecuvântată. Ce sătați de bucurie, peste tot asta se știe, a înviat Iisus Hristos, Rege Sfânt, Domn Glorios. 3 zile a stat în mormânt, apoi orbul morți triumfând. A ieșit biruitor din mormânt triumfător și prin jertfa lui măreață a primit o nouă viață. Viața veșnică promisă, ce în cuvântul că sunt scrise, mântuire și iertare de păcate liberare. Iar e viu, trăiește, sus în cerul locuiește, la dreapta lui Dumnezeu, slavă lui, numele Său. Spune-mi astăzi răspicat, Domnul Iisus a înviat, poarta El a miluit, slavă lui că și l-a iubit. Mulțumim pentru calvar, pentru mântuirea dat, ești al nostru salvator, Rege Domn al Domnilor. Ești comoara cea de preț, Dumnezeu mare măreț. Ție-ți slavă, ție, în vece, Iisus, ție-ți mulțumesc.